Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi preparăm sărmăluțe. Nu pot să spun sărmăluțe bănățene, pentru că am văzut că și turcii mănâncă sarmale și le consideră foarte bune și specifice lor, așa că eu o să vă fac sarmale a la Nicoleta. Spun asta pentru că mi-am pregătit aici carne de curcan. Ele, desigur, se fac din carne de porc, dar pentru că nouă ne place carnea de curcan, de pui, mâncăm porc, dar foarte rar. O să prepar astăzi sărmăluțe din carne de curcan. Mi-am pregătit carne de curcan măcinat aici, cam 600 de grame, un pahar de orez, două cepe medii tocate, cât de mărunt puteți. Mi-am pregătit, desigur, foile de varză. Și aici am pus câteva feliuțe de bacon, de bacon. Puteți să puneți ce aveți afumat în casă și considerați că vă place. Eu le-am pus doar pentru gust, așa le pun, le presar un pic printre sărmăluțe, așa, în zeamă, ca să se întrepătrundă gusturile. O să pun câteva foi de dafin și la sfârșit, cu 5-10 minute înainte, am să pun bulionul. Bineînțeles că în carne voi pune condimente, sare, piper, vegeta, ce vă place dumneavoastră puteți să puneți și eu gust, totdeauna gust foarte mult pentru că așa m-am obișnuit. Sunt gospodine care nu gustă deloc mâncarea, dar eu gust. Sarmele, vedeți dacă zbănățeam că sarmalele le împachetez nu prea mici, nu foarte mari. Știu că în Moldova se fac sarmăluțele foarte, foarte mici. Cineva la emisiune mi zicea că de ce în Banată sunt așa de mari sarmalele și eu am glumit când am spus că la noi se fac cu carne și că în Moldova cu impresii. Nu, sper că nu s-au supărat moldovenii pe mine pentru că tata meu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost moldovean, așa că eu mă consider și moldoveancă. Și de fapt mă consider româncă. Și asta cred că este cel mai important și eu zic să ne apucăm de treabă. Sarmalele trebuie să fiarbă 45-50 de minute la foc mic, da? Aveți grijă. Mi-am pregătit, de-am spus, foi de dafin și am vrut să vă spun și m-am gândit să nu uit să vă spun că sunt condimente care nu se prepară împreună. Adică dacă, de exemplu, foile de dafin sunt foarte aromate. Lângă ele nu puteți spune alt condiment. Lângă pătrunjel nu puteți spune foi de dafin, nu puteți spune mărar. Mărarul se pune singur, ca și busuiocul. Oregano se poate amesteca cu busuioc, dar, de exemplu, cimbru. Cine vrea să pună cimbru la sarmale, poate să pune cimbru, dar atunci nu mai pune foi de dafin. Dar hai să ne apucăm de treabă, am vorbit destul. Bisbănața mea cu fală, la 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 la, cu patimă și cu geală, la 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 la. Bisbănața mea cu fală, la 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 la, cu patimă și cu geală, la 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 la. Nici acum și niciodată, la 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 la, nu mă dau pe lumea toată, la 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 la. M-o prișit maica de mică, la 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 la, să nu mă lase netrecută, la 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 la. M-o prișit maica de mică, la 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 la, să nu mă lase netrecută, la 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 la. Și de-atunci mi-s tot așa, la 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 la, nu mă dau pe nimeni, la 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 la. Mi-e drag încecuș jocul, la 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 la, și prima am fost în tot locul, la 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 la. Mi-e drag încecuș jocul, la 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 la, și prima am fost în tot locul, la 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 la.
la nima nu m-am lăsat, la 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 la, pe un gegoge am cântat, la 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 la. Mie sufletul îmi cântă, la 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 la, la la la, cuis dragă mă ascultă, la 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 la. Și ce faci mai mult? Raci, sapale, ce faci? Și sarmale, și ciorbe, am niște ciorbe extraordinare. Eu mă laud. L-a avut și pe soacră, dar nu vreau. Da, așa, de la ea. Zi pe soacră, dar dacă vrei să trăiești bine. Da, 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 cu bărbate. De la ea am învățat ciorbele, într-adevăr. Și puteți cam... Și ciorba rădăuțeană o face, și ciorba de burtă, și... De ce m-am uitat dacă acum nu știu să gătesc deloc, absolut deloc, dar ea e un pic mai emotivă și vreau ca să spun eu acum exact ce poate să facă. Da. Gătește undeva de la... Bine, avem o poveste lungă cu gătitul, am avut niște experiențe neplăcute la 19-20 de ani când m-am căsătorit cu ea. Mi-a fric peștele cu mațele în burtă și am spus, băi, mă bine că mi-ai fost din ea cu două pene. Da, dacă vrei să mergem înainte, zic, îmi place să gătești că eu m-am fost învățat de la mama să îmi gătească... Foarte bine. E foarte pretențios. Da. Ce-i pastele îi plac foarte. Da? Da. Și e tradițional... Și... Tradițional nu prea sunt pastele da. Care îi plac, dar mă pune foarte des să le fac. Le mănânc și pe alea cu ton, le mănânc și carbonara, mănânc și patru da. Feluri de brânză, mănânc și boroniezele, adică... Și eu le fac cu tot sosul, tot, absolut tot, pregătite de mine. Nu iau sosurile acelea la conserve, la sticle și fierb puțin pastele și... Faci sosul singur? Sosurile toate singur. Îmi plac ciorbele, face și de perișoare, v-am zis, de burtă rădăuțeană, de legume... Aproape tot ceea ce înseamnă... Îmi place să gătească mâncare de cartofi, eu sunt de bunit. Thank you.